Salutare! Astăzi suntem în Târgu... Doamne, unde suntem azi? La Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe. Budapest is not Bucharest și Bucharest is not Budapest. Da, e sfârșitul unei săptămâni în care am avut evenimente în fiecare zi, așa că probabil de aici încurcătura din capul meu. Am terminat conferința. Tema de astăzi din vlog este de ce e important să visezi când ești în antreprenoriat și când vrei să te apuci de un business. Așa că o să-i las pe cei trei antreprenori de astăzi să răspundă fiecare în parte de ce e important să visați. E fundamental să visezi, dar nu e suficient. Sigur că dacă vrei să ai abordare de asta așa corectă și generală, vei spune că e o parte din puzzle, dar nu este singura. Sigur că e una dintre părțile importante. Eu cred că pe parcursul unui business și pe parcursul dezvoltării lui, ai foarte multe momente critice. Dacă în momentul ăla nu te poți sprijini pe visul tău și pe viziunea pe care o ai, sunt toate șansele să nu reușești, pentru că de foarte multe ori, când rămâi singur, nu mai ai niciun prieten, nu mai ai niciun sfătuitor, cea mai bună resursă sunt chiar visele tale. Okay. Attila, tu ai spus că ești un visător nebun, nu? Nebun? Nebun, crazy? Nu. Crazy. Visător cu ochi deschiși, okay. Și foarte, foarte pragmatic. Da, când am prezentat un CV al viselor mele care am reușit să realizez, n-am prezentat cea cu eșecuri de care am fost toți întrebați. Da, cred că a visa este egal în accepțiunea de business, cu viziunea, cu dorința de a face ceva ieșit din comun, ceva important, și e important că dacă ai apucat să te asiguri că ești pe calea bună și după aceea să fii foarte consecvent, să ajungi acolo sus și să după aceea să fii fericit cu aceste realizări, dar în același timp să fii și foarte sincer cu tine și cu cei din jur. Aia? Pentru mine cred că e important visul, pentru că de obicei când visez dimineața niciodată nu mi-l aduc aminte și atunci visul ăsta din realitate, care îmi duce business-urile mai departe, e foarte important. E motorul care te face să muncești, e motorul care te face să ai interacțiuni cu oamenii, e motorul care te scoate din casă, din birou, e motorul care te ține la ora 7 seara în birou să ai și ai impresia că e prânz. E frumusețea a ceea ce suporți sau ceea ce trăiești. Aici tu alegi. Ca să dăm așa o notă personală de final, voi acum deja nu mai sunteți la începutul carierei voastre de antreprenori, sunteți bine de tot în carieră, în fiptinia. La ce visați acum? Care sunt visele voastre actuale? Are un antreprenor deja... La ce mai visați? Mai visați sau deja? Eu visez că mâine dimineață la ora 7 plec într-o excursie de off-road. Deci asta e visul meu acum. Și o să pleci? Da, mâine dimineață. Okay. Da. Super. În ceea ce mă privește, eu în primul rând visez să fac un startup cu impact internațional și cu o viziune care chiar să ajute oamenii în a atinge scopuri și a fi mai buni sau cu potențial mai mare de în zona antreprenorială. Eu să spun că visez să-mi cresc tribul. Știi, Seth Godin vorbește foarte mult despre triburi și se spune că în momentul în care începi un business, trebuie să te raportezi la o comunitate mică sau un grup de oameni în care vrei să ai impact, cel ai tribul tău, oamenii care te ascultă, oamenii care te urmează. Ei, eu vreau să măresc tribul și vreau să ajung într-o zonă în care oamenii cărora mă adresez, comunitatea în care am impact, să fie una mult mai mare. Ok, vă mulțumesc foarte mult! Ne mai vedem și la alte conferințe. Cu mare drag! Salut! Iar voi propuneți-ne următoarele teme. Salut! Bună, Lavinia! Hai, vino și tu și fă finalul! Final de sezon VSFA, ediția... Mai e o conferință. Mai e o ediție pentru mine, e ultima. Următorul sezon, haideți alături de noi și hai să fim cât mai mulți care se implică în Vreau să fiu antreprenor. Și mai sunt și niște ambasadori prin spate, o să întoarcem camera.